Vrei să deschidem cuvântul Domnului la Cartea Evrei. Haideți să ne ridicăm picioare și să ascultăm acest cuvânt. Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 27. Pagina 1184. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Erihonului, după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a perit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și ce vom mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vreme dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftanie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morților înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea, căci li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisori. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și împei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Doamne, ne închinăm și îți mulțumim din toată inima pentru harul acesta pe care ne-l dai din nou, de a sta în prezența Ta, înaintea cuvântului Tău, și dorim, Doamne, din toată inima să lași Duhul Tău peste noi, să ne cercetezi și ne rugăm să lași cuvânt pentru sufletele noastre. Doamne, mulțumim pentru chemarea sfântă pe care ne-ai adus-o și mulțumim pentru credința pe care ai așezat-o în viețile noastre. Dorim, Doamne, în seara aceasta să fii înălțat și binecuvântat și încă o dată dorim, Doamne, să te apropii de noi și vrem să-ți auzim glasul și vrem ca cuvântul Tău, Doamne, să lucreze mai mult voia Ta în inimile noastre. Amin. 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 Haideți să ocupăm locurile. În
mă bucur din toată inima pentru posibilitatea pe care o am din nou de a sta împreună cu dumneavoastră la închinare și în prezența lui Dumnezeu. Trebuie să ne gândim în seara aceasta, pentru că suntem și la masa Domnului, la lucrarea pe care Dumnezeu ne-a adus-o prin Hristos pentru sufletele noastre și să ne gândim la credința pe care El a așezat-o în viețile noastre. Și după amiaza aceasta aș dori să vorbesc câteva lucruri despre această credință mare pe care El a așezat-o în inimile noastre. Vreau să încep cu un verset care îl găsim la Galateni, capitolul 2, verset care vorbește despre Apostolul Pavel și despre felul cum el a înțeles viața aceasta nouă pe care a primit-o în Hristos, și am vrea să vedem felul în care el, după ce a înțeles lucrarea aceasta a lui Hristos, începe să trăiască într-un mod exemplar, în așa fel încât Domnul lui să fie lăudat în viața lui. Vedeți, Dumnezeu ne-a chemat la El și atunci când a făcut lucrarea aceasta prin Fiul Său, El ne-a chemat în primul rând la o viață nouă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și spune în Galateni, capitolul 2, cu versetul 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, spune, și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Atunci când trăiești realitatea lucrării lui Hristos în inima ta și în viața ta, lucrurile ar trebui să ia o altă dimensiune spirituală pentru viața noastră. Acum, noi trăim clipe destul de ciudate și, din păcate, n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar sunt puțini oameni care trăiesc viața aceasta în credința pe care Domnul ne-a dat-o. Unii sunt care încearcă să uzeze de această credință. De aceea credința nu trebuie să fie înțeleasă ca un cec în alb pe care îl primești și poți să scrii orice pe el și apoi să vii înaintea lui Dumnezeu și să aștepți ca Dumnezeu să intervină într-un mod miraculos. Nu că n-ar face-o Dumnezeu sau n-ar putea să o facă, dar este greșit să uzezi de credință în felul acesta. Acea Apostolul Pavel, când înțelege lucrarea lui Hristos în inima lui, da, el nu face nimic altceva decât să își dedice viața în totalitate Domnului său, pentru că credința are de a face cu o relație autentică în viața noastră. Foarte interesant ceea ce spune el la sfârșitul versetului, și viața pe care, spune, o trăiesc acum în trup, o trăiesc doar în credința aceasta. Adică lucrarea lui Hristos, da, l-a atins atât de mult, i-a atins inima și viața, încât întreaga lui viață acum este trăită doar prin credința aceasta. Este foarte interesant să înțelegem lucrul acesta fiecare dintre noi. Și lucrul acesta îl face, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, datorită faptului că el a experimentat, ne spune, dragostea pe care Hristos i-a arătat-o, pentru că el m-a iubit, observați, și de aceea se merită să trăiești în credința aceasta nouă pe care el ne-a dat-o. Mai sunt câteva versete
care întărește lucrul acesta. În Filipeni, capitolul 3, în același context, Pavel vorbește despre lucrarea aceasta pe care Hristos o a așezat-o în inima lui și vorbește despre efectele acestei lucrări pentru el. Și spune aici în Filipeni, capitolul 3, versetul 12, în el avem prin credința în el slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Mai un pic, citeam din altă parte. Filipeni, capitolul 3, versetul 7, ne spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina credinței în Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Deci, credința, atunci când o înțelegi cu adevărat în inima ta, ea te leagă într-o relație puternică cu Mântuitorul nostru. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. N-ai cum să trăiești credința autentică, credința adevărată, dacă n-ai parte de cunoașterea aceasta pe care Domnul Iisus o face prin Duhul Său cel Sfânt în inima noastră. De aceea aș vrea să mă reîntorc puțin la textul pe care l-am citit în seara aceasta și să vedem două părți ale credinței care sunt prezente în viața unui om al lui Dumnezeu. Dar haideți să ne uităm la primul text și să vedem ceea ce produce credința sau ceea ce poate să producă credința în inima noastră. Și aici avem câteva exemple din Vechiul Testament cu oameni care au trăit prin credință și atunci când oamenii au trăit prin această credință, observăm că credința aceasta în inima unora a produs miracole. Așa este? Dar o să observăm că aceeași credință, da, în partea cealaltă a textului, da, produce suferință. De aceea, cel mai important pentru noi, de-aia uneori suntem tentați să uzăm de credința aceasta doar ca să căpătăm miracole, da, dinaintea lui Dumnezeu. Dar nu tot timpul credința lucrează în felul acesta. De-aia uneori credința poate produce într-adevăr miracole în viețile noastre, dar în același timp, aceeași credință poate produce suferință în viețile noastre. Pentru că lucrul cel mai important, dar e foarte greu să înțelegi de ce Dumnezeu lasă suferință în viața unui om credincios. Nu? E greu să înțelegi lucrul ăsta. El lasă pentru că el are un bine mai mare de făcut în viața noastră. De-aia credința, observați, nu este legată de partea asta materială de care noi suntem atât de legați. Și atunci când a venit Iisus în lumea noastră, El ne-a vorbit despre o altă împărăție și despre o altă viață. De-a un om ancorat în Hristos nu este un om ancorat în lumea asta în care noi trăim. Deși uneori avem nevoie ca Dumnezeu să intervină în viețile noastre și să facă, și rugăm uneori ca Dumnezeu să facă minuni în viețile noastre, dar nu tot timpul se întâmplă lucrul acesta. De aceea autorul cărții Evrei vorbește despre oameni care au trăit prin credință și au beneficiat de miracole din partea lui Dumnezeu, dar în același timp vedem că el vorbește și despre oameni care datorită aceleași credințe au suferit. Nu prin credință au părăsit Egiptul
fără să se teamă de mânia împăratului. Da, îl vedem pe Moise, care nu cunoștea foarte, foarte multe lucruri despre Dumnezeu, dar care a experimentat puterea lui Dumnezeu în mijlocul veții lui și în mijlocul poporului. Am să pleci cu poporul într-un, nu știu, pe un drum care habar n-ai unde o iei, să te apropii de o mare care pare că a blocat totul în fața ochilor tăi. Dar o pleca cu credință. Și vedem că Dumnezeu, într-un mod miraculos, da, îl călăuzește și prin atingerea lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă într-un mod radical în mintea lui Moise și în mintea poporului. De-aia, prin credință, spune că a plecat din Egipt, a luat mame cu copii, bătrâni, fără să se teamă, spune, de mânia împăratului. Pentru că a rămas neclintit ca și când ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Dar de aia spun că credința, observați, poate produce miracole în viața noastră. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Și exemplele pot continua. Și ce vă mai zice, căci nu mi-ar ajunge vreme dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit, spune, împărății, au culcat împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei și au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să-și dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Da? Un episod frumos în care credința face miracole în viața oamenilor lui Dumnezeu. Dar ce facem atunci când credința nu lucrează în felul acesta? Pentru că uneori Dumnezeu nu vrea să întâmple lucrurile acestea miraculoase în viața noastră. Mi-a dat aminte de primul martir, de Ștefan, care a fost omorât cu pietre, nu? Nu putea Dumnezeu să-l cruțe pe Ștefan? Așa este, putea, nu? Dar nu a făcut-o. De ce oare? Pentru că, observați, Dumnezeu nu se ocupă numai de problemele noastre legate de lumea aceasta. Credința autentică nu are de-a face cu lumea materială. Pentru că Dumnezeu urmărește, da, în viețile noastre lucrurile pe care El ni le-a primis în Hristos, împărăția de dincolo, viața de dincolo, o viață mult mai bogată decât lumea aceasta. Și în orice situație în care ești, da, tu trebuie să mergi spre ținta aceasta. Aceea, în partea a doua, observăm oameni care
aveau aceeași credință, poate mai mare decât credința pe care o aveau, au avut-o ceilalți, dar care de data aceasta credința aduce suferință în viața lor. Foarte interesant aspectul acesta. De aceea uneori Dumnezeu, observați, lasă ca suferința să facă parte din viața ta. Ma toți am vrea să fie ok cu noi, așa este, nu? Toți am vrea să fim sănătoși, să putem trăi mult, dar lucrul ăsta, știți ceva, comunică ceva despre noi. Știți uneori ce m-am tot gândit, am văzut lucruri și sunt ok că le facem, să ne rugăm unii pentru alții, să Dumnezeu să aducă vindecare și așa mai departe. Dar uneori când o faci prea mult pentru viața asta, comunică ceva despre tine, că iubești mai mult lumea asta decât lumea lui Dumnezeu. Nu este rău să te rogi pentru oameni care trec prin suferință, nu este rău. Dumnezeu ne cheamă la lucrul ăsta. Dar uneori Dumnezeu nu acționează așa cum vrei tu și lasă, da, suferință în viața noastră. Fie că treci printr-o boală, fie că treci prin alte lucruri. Acum, înainte de a veni la biserică, eu stau lângă o cale ferată și un șofer neatent ieșea de pe un drum paralel cu calea ferată, bariera era pusă, de el n-a văzut bariera, pentru că era dintr-un unghi în care nu a fost atent, putea să fie văzută, dar n-a fost atent. A intrat împreună cu doi copii și a fost luat de tren. Creștin. Am aflat că este din zona noastră, din Gherești, și m-a tulburat. Da. Pentru că Dumnezeu, observați, uneori te trece prin lucruri deosebit de grele. Și noi avem tendința prima dată să spune, o, ăsta nu a avut credință. De-aia o pățit ce o pățit. Nu? Ăsta de asta s-a îmbolnăvit că nu prea stătea bine cu credința. Observăm că Dumnezeu, încă o dată repet, este acela care alege uneori să trecem prin suferință. Deci nu uitați că credința, da, poate face miracole în viața noastră și cred că noi am experimentat din aceste. Cel mai mare miracol pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi, nu, este că ne-a născut din nou. Ne-a dat și ne-a dăruit credința aceasta în El. Spune, alții au suferit batjocuri, ești pocăit, da, și încep să suferi batjocuri. Alții bătăi, datorită credinței. Alții lanțuri, observați. Alții închisoare. Spune, au fost uciși de pietre. Încă o dată repet, oare Dumnezeu nu putea să facă o minune cu Ștefan? Sau Dumnezeu nu putea să facă o minune cu Petru în momentul în care a fost omorât, sau cu Pavel în momentul în care a fost decapitat? Nu putea Dumnezeu să facă lucrul acesta dacă cu alte ocazii o învia morții. Dar totuși Dumnezeu se retrage și spune nu. Pentru că, încă o dată repet, a trăi prin credință, observați, n-are de a face cu lumea asta materială. Noi punem foarte mult preț pe lucrurile astea. Hristos nu a venit să ne aducă, prosperitate materială, așa este.
Unii au avut credință atunci când mai mare sau, da, când, nu știu, și noi cred că am experimentat, și eu am experimentat o astfel de credință între ghilimele. Oamenii au venit la biserică pentru că au crezut că biserica le face, le dă, când biserica nu le-a mai dat, n-au mai avut credință. Pentru că n-au cunoscut niciodată dragostea lui Dumnezeu. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrău, chinuiți. Spunea, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre. Spune, lipsiți de tot. Adică credința să-ți ia tot. Observați? Între ghilimele. Prigoniți și munciți. Aici autorul introduce un verset foarte interesant. Am încercat să-l gândesc și am avut un gând foarte, cred că poate unii dintre noi s-a observat lucrul acesta, dar aș vrea să observați ceea ce vrea să spună autorul în versetul acesta. Versetul 38 spune așa, vorbește despre suferință, da, moarte, chin, batjocori. Și versetul 38 ne spune așa, ei de care lumea, spune, nu era vrednică de ei. Extraordinar ceea ce paranteză pune autorul aici. Vedeți, Iisus a venit în lumea noastră și lumea n-a fost vrednică de El. Foarte interesant lucrul acesta. El a venit ca la ai săi, spune, nu? Dar ai săi spune că nu l-au primit. Deci lumea nu a fost vrednică de darul pe care Dumnezeu l-a lăsat prin Hristos pentru ei. Acum, atunci când încep să trăiești prin credință, la nivelul acesta la care oamenii lui Dumnezeu au trăit, lumea începe să nu fie vrednică de tine. Da? Pentru că tu ești o altă imagine decât este lumea. Observați? Și atunci lumea, datorită credinței pe care o ai, începe să te respingă. Și nu mai ești vrednică de ea. Sau lumea nu este vrednic de ceea ce Hristos a făcut în inima ta. De aceea apar, observați, apare suferința aceasta pe care Dumnezeu o dă datorită credinței. Adică ești atât de diferit de lume, încât lumea nu mai este vrednică de tine. Lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar atunci când l-am descoperit. Adică să fii atât de transformat de lucrarea lui Hristos, încât lumea să te calce în picioare, datorită că nu ești ca lumea. Observați? Asta este credința la care ești chemat să o trăiești. Adică ea lucrează atât de mult caracterul lui Dumnezeu în tine, încât ești diferit total de ceea ce este împrejurul tău. Și lumea nu este vrednică de ceea ce Hristos a făcut în inima ta. Nu? Ei de care lumea nu era vrednică. Doamne, ajută-ne să trăim credința aceasta în felul acesta. Încât lumina Ta, voia Ta să ne atingă în așa fel încât să fim complet sau compleți diferiți de lumea aceasta. De aia eu fugărit,
observați? De au fost, au fost ascunși prin peșteri, observați? Pentru că erau diferiți de ei. Credeți că dacă lumea asta în care noi trăim se va schimba foarte mult? Ne rugăm ca Dumnezeu să nu ne treacă, dar e posibil să ne treacă. Și să fii condamnat pentru că te retragi și spui, nu vreau să fiu ca voi. Așa, și asta înseamnă să trăiești prin credință. Indiferent de ce îți oferă ea. Fie că credința face miracole în viața ta, fie că Marea Roșie se despică în două pentru tine, fie că credința aduce sabie deasupra capului tău. Noi astăzi, da, ne aducem aminte de credința aceasta pe care Iisus a pus-o în inimile noastre. Dar de să ne gândim dacă suntem oamenii care trăim prin această credință. Închei cu versetele acestea, cu ultimele versete, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, uitați-vă ceea ce spune, aveau credință. De-aia au ajuns în felul acesta. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Și concluzia, pentru că Dumnezeu, dacă ți-ai pus încrederea în Dumnezeu doar pentru lucrurile acestea pământești, nu ai credință. Pentru că Dumnezeu, prin lucrarea Lui, ne-a deschis orizonturi noi, da? Ne-a deschis o viață nouă. În Filipeni ne spune că suntem cetățeni a unei noi împărății, ai Lui. De aia nu fă compromisuri, da? Față de credința ta. Presiunea lumii nu trebuie să influențeze și nu poate influența, pe părerea mea, un om care a experimentat din plin bunătatea lui Dumnezeu, un om care a experimentat lucrarea lui Hristos cu adevărat în inima lui. Așa că dacă treci prin suferință, prin boli, nu știu, trebuie să le acceptăm, pentru că Dumnezeu are un lucru mai bun, avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungem, să nu ajungă la ei desăvârșirea fără noi. Doamne, mulțumim pentru lucrarea Ta și pentru felul în cum ai lucrat prin Hristos pentru noi. Acum, dacă recitiți Galateni, capitolul 2 cu 20, cred că o să înțelegeți mai bine motivația lui Pavel când vorbește despre Iisus, Domnul lui. Acum am fost răstignit, spune, împreună cu Hristos, observați, lucrarea lui Hristos îi atinge inima și haideți să ne vedem ce aduce lucrarea aceasta și imediat ne spune și trăiesc, da? Dar nu mai trăiesc pentru lumea aceasta, ci trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum, spune în trup, da? El experimentează abundența lui Hristos în inima lui, o trăiește doar în Hristos, în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, observați, a lucrat într-un mod personal asupra ființei mele, m-a hărăzit cu credința asta a Lui, care mi-a schimbat total viața,
filozofia despre lumea aceasta, de aceea lumea nu este vrednică de ceea ce am eu în mintea mea, pentru că nu cunoaște, dar ceea ce am căpătat în el este totul pentru mine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Atât de departe suntem observați de adâncimea aceasta a lucrării lui Hristos în inima noastră. Devenim superficiali, încercăm să le împăcăm așa cât putem pe toate, dar avem nevoie ca Dumnezeu să vină din nou în inimile noastre, să ne trezească în așa fel încât să fim motivați pentru această viață nouă pe care El ne-a dat-o. Nu uita că El te-a iubit și atunci când înțelegi lucrul acesta, trebuie să-ți dedici toată energia pentru El. Trăiești, dar nu mai trăiești tu, ci lași pe El să trăiască în inima ta. Închei spunând că lucrul acesta, încă o dată repet, aduce transformare, devii altceva. Da. Am avut astăzi la Săodor un studiu interesant și lecțiunea, o mică paranteză, închei foarte repede, spunea să fii un exemplu. Și m-am tot gândit la lucrul ăsta. Băi, ce înseamnă să fii un exemplu? Sau când ești un exemplu? Acum poți să fii un exemplu de ăsta, nu știu, firesc să spun așa, da? Adică să ieși pe stradă, să vii la biserică, e ok, ți-ai pus haina pe tine și devii deodată un exemplu. Și îți vin frații și spun, bă, ce frate bun, ce soră binecuvântată. Și în realitate, acasă, să fii cu totul altceva. Când ești un exemplu? Când ai parte de lucrarea Lui. În Efeseni, capitolul 2, spune așa, noi suntem, ce? Lucrarea Lui. Devii un exemplu atunci când Hristos, observați, intră, schimbă inima și viața și ai devenit omul lui Dumnezeu, de care lumea nu este vrednică de tine. Iar Domnul Iisus spune că omul atins de El, da, devine ce? Ce este omul lui Dumnezeu? Spune că este ce? Sare și lumină. Da? Pentru că lucrarea Lui în noi se manifestă în felul acesta. El devine lumină și sare, pentru că are o identitate nouă și are o viață nouă în Hristos. Și asta, după părerea mea, înseamnă să trăiești prin credință. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere în sensul acesta. Amin.